Școala începe pe 13 septembrie cu toți elevii în bănci, este anunțul făcut de Ministrul Educației. Elevii și profesorii nevaccinați nu vor fi testați periodic, ci doar atunci când prezintă simptome. Între timp, sistemul de învățământ stă pe un butoi de pulbere. 97% dintre notele de la examenul de titularizare al profesorilor au fost schimbate în urma contestațiilor. Școala online devine istorie. Din toamnă, cursurile se reiau fizic în toate unitățile de învățământ din România. Chiar dacă pandemia nu s-a terminat, elevii și profesorii nu vor mai fi testați în școli. Direcția de Sănătate Publică va fi sesizată punctual acolo unde apar semnele bolii. În cazul apariției de noi focare, școlarii neimunizați vor fi trimiși acasă. Luna aceasta, Ministerul Educației va da startul unei campanii de imunizare chiar în interiorul școlilor. Am luat în considerare, acolo unde va fi posibil, transformarea cabinetelor medicale din școli în centre de vaccinare, înțelegând că decizia trebuie luată în fiecare situație, în funcție de specificul școlii. Pe acest fundal, în școlile din România stă să izbucnească un scandal uriaș. În urma contestațiilor, 97% dintre notele profesorilor care au susținut examenul de titularizare au fost modificate. Un procent greu de explicat în condițiile în care este necesară o încredere în evaluare. Mai mult decât atât, avem un număr de 130 de contestații care s-au soldat cu diferențe mai mari de 2 puncte. Avem de asemenea și diferențe mai mari de 3 puncte, diferențe mai mari de 4 puncte și chiar și diferențe mai mari de 5 puncte. Nu avem, până la 5 puncte avem diferență. În acest context, Ministerul Educației a suplimentat numărul de posturi din sistem cu 4500 de locuri.